salut tauri, voi face citirea tarotului uh, pentru săptămâna 18, 24 iulie. O săptămână cu schimbări ale planetelor care intră în alte zodii. Veți primi horoscopul. Citirea este generală. Pentru cei care aveți zodia Taur, ascendentul în Taur sau femeile luna plină în Taur. Pentru cei veniți noi pe canal, vă urez bine ați venit și sper să vă ajute aceste etalări. Să vă ajute aceste citiri. Veți primi o veste. Această veste nu este prea bună pentru voi. Vă dă o stare de captivitate. Vă găsește într-un moment de sensibilitate. Vă simțiți uh, captivi. Nu vedeți scăpare legat de această veste. Este bine să vă liniștiți și având gândirea clară, veți putea găsi soluții. Voi Resursele voastre, locul de muncă, cu cariera, comunicare, contracte, relații, familie, schimbare, transformare, datorii și karma. voi sunteți uh, neatenți, uh, vă folosiți foarte mult uh, iluziile și vă creați un fel de amăgire singuri. Visați, am putea spune. Este un moment de vulnerabilitate pentru voi aceste iluzii, amăgiri pe care le creați singuri, nevăzând realitatea. <coughs> În creativitate, poate un hobby sau o speculație financiară Imobiliară vă deschide posibilitatea dezvoltării unei afaceri care să vă aducă o extindere, dar și venituri importante pe care le primiți sunteți preocupat de această inițiativă luată. Totuși, în uh, studii, studii aprofundate, uh, spirituale, filozofice, sau în călătorii lungi Ați făcut toate eforturile. Ați făcut foarte multe eforturi. Ați uh, încercat să-i ajutați pe ceilalți, să fie totul bine, dar uh, nu primiți același lucru din partea lor. Pare să fie nepăsare. Voi. Uh, Lăsați tot ceea ce ați făcut, toate eforturile voastre, le lăsați în urmă și priviți spre viitor. Resursele sunt foarte importante pentru voi. În resurse. Uh, Poate fi vorba de salariu pe care îl primiți pentru munca voastră sau acumularea bunurilor materiale. Aveți un moment de stagnare. Această stagnare vă este impusă. Nu puteți face nimic. Trebuie să depuneți eforturi pentru a ține uh, situația uh, sub control, dar v-ați dori să vă impuneți voința printr-un triumf, să scăpați de această stagnare. Este spatul arcanei să vă cunoașteți drepturile, dar și datoriile voastre, să vă înarmați cu mult curaj, energie și puteți încerca să vă eliberați din această stagnare. la locul de muncă sau legat de o problemă de sănătate aveți un mentor marele preot este mentorul este cel care vă atenționează vă corectează atunci când greșiți. Sfatul lui este nu etichetați, nu sancționați alte persoane până când nu treceți totul prin conștiința voastră. Acea conștiință care vă spune dacă este bine sau nu ce vreți să faceți. Este o arcană majoră. Aici este, cum să spun, o foarte multă agitație. Veți avea foarte multe acțiuni. În carieră. Aveți judecata sau renașterea, trezirea morților, și observați că aveți un înger care sună din trompetă, și morții se trezesc. Arată o schimbare pe care o veți gândi. S-ar putea să ajungeți la concluzia. Că nu sunteți la locul potrivit, nu faceți ceea ce ar trebui să faceți, nu vă regăsiți și gândiți o schimbare, poate o recalificare sau să căutați un alt loc de muncă sau o reciclare. Deci, eu mă gândesc la schimbarea chiar a profesiei. După ce aveți această întâlnire cu mentorul vostru, conștiința voastră, s-ar putea să ajungeți să luați o decizie importantă pentru voi, pentru cariera voastră. în comunicarea cu frați surori vecini, cu un zece de spade, sunteți atenționați. Aceste persoane nu au gânduri bune, vă ascunde ceva, s-ar putea să vă treziți cu probleme de sănătate probleme legate de bunurile materiale, este un moment în care ar trebui să vă concentrați și să vă ascundeți scopurile. În contracte, asocieri sau într-un proces, poate fi vorba, așa cum am spus, de un partaj de ceva, care are niște înscrisuri ascunse. Ascunde ceva, o clauză, ceva care mai târziu s-ar putea să vă aducă probleme. Este bine să căutați clarificarea mai bine a acestor înscrisuri. Să nu semnați foarte repede orice, fiindcă aveți un 10 de spade, 7 de spade. În relațiile voastre cu prieteni, protectori, asociații profesionale, vă gândiți să schimbați ceva? Să aduceți o schimbare care să vă ducă spre ape liniștite să vă aducă liniște, înțelegere, armonie, poate să vă împăcați cu o persoană. În familie, în cămin, aveți o persoană mai tânără, un bărbat cu ascendentul Zodia Însăgetător, un bărbat cu, care reprezintă focul, dar este mai tânăr, călătorește mult și poate să vă aducă uh, vești bune sau nu. Legat de transformări, de schimbări, de datorii, s-ar putea să intrați uh, Sub influența unui diavol. Să aveți datorii, să încerce să vă exploateze acest diavol, care poate să reprezinte și Capricornul. O persoană cu gânduri destul de urâte, am zice, vrea să vă aibă în posesie, vrea să vă pună să dansați după cum vă cântă el. Sfatul arcanei este renunțați la vicii. De orice natură ar fi. Dorința de bani, dorința de, eu știu, Distracție de speculații financiare, de orice, în orice ați intra, este bine să renunțați la aceste vicii, să deveniți mai cumpătați. Aici aveți karma, voastră este legată de. Uh, un rege de cupe. El reprezintă o zodie de apă, de obicei scorpionul, un bărbat mai în vârstă, un rege, cu o anumită autoritate, o anumită prestanță, uh, o persoană care poate să vă ajute, voi trebuie să știți să-i câștigați bunăvoința Pentru a primi ajutorul lui este bine să nu-l răniți. Acest bărbat rănit poate să vă facă și rău. Nu uitați, aici, în zona asta, aveți toate arcanele majore, și în zona schimbării, transformării, unde aveți diavolul care este o atenționare. Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.